Angajarea în Israel a cetățenilor români calificați în construcții se face în baza unui protocol încheiat în iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Ministerul Afacerilor Interne din Israel. Protocolul este pus în aplicare de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România și Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel. Sunt oferite locuri de muncă pentru dulgher, fierar betonist, fierar, zidar faianțar și zidar tencuitor. Persoanele interesate de aceste locuri de muncă trebuie însă să îndeplinească o serie de condiții. Să nu mai fi lucrat anterior în Israel, să nu aibă rude de gradul 1 care lucrează în Israel, cu excepția fraților, să nu aibă cazier judiciar, să fie apți psihic și fizic pentru muncă intensă în condițiile climatice specifice statului Israel și să nu sufere de anumite boli cronice. Persoanele interesate se pot înscrie la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă sau Municipiului București din raza de domiciliu cu următoarele documente: cerere tip, declarație bilingvă, copia carte de identitate, copie pașaport dacă există, copie după actele de studii și calificare, precum și copie după documentele care atestă experiența în muncă. Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 de luni. Salariul lunar minim brut estimat este de $1,540. Informații suplimentare se găsesc pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă www.anofm.ro.